CSM Deva, ultima clasată din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, după eșecurile la rând din campionat, a pierdut și meciul din Cupa României de pe terenul divizionarei secunde Corona Brașov cu scorul de 31-29. În urma acestei înfrângeri s-a produs o despărțire amiabilă de antrenorul Gheorghe Covaciu, iar împotriva jucătoarelor se vor lua măsuri conform contractelor și a regulamentului de ordine interioară. După jocul din Cupa României de la Brașov, am luat unele decizii în conformitate cu regulamentul de ordine interioară, cu statutul și cu contractele sportive care sunt în derulare. Am ajuns la un acord prietenesc, să spun așa, adică nu am rămas dușmani cu antrenorul Gheorghe Covaciu. Am ajuns la un acord în urma jocului catastrofal, ca să spun așa, de la Brașov și ne-am despărțit amiabil. Vis-a-vis de jucătoare, conform regulamentului și conform contractelor, vom lua măsuri în perioada următoare, pentru că nu poți doar să ceri și să nu oferi în schimb rezultate. CSM Deva este singura echipă cu 0 puncte în Liga Florilor. În etapa a 14-a, prima din retur, de Vencele au pierdut cu 33-20 la Rapid București. Iar partida următoare, cea de acasă, cu SCM Râmnicu-Vâlcea, a fost amânată, întrucât echipa vizitatoare evoluează în cupele europene. În etapa a 16-a, Deva merge la SCM Craiova, cu un nou antrenor pe bancă, fostul secund Cosmin Hendrea, cu care s-a reușit promovarea în Liga Florilor. Și speră să producă surpriza și să câștige primele puncte. În următoarea perioadă avem pe Cosmin Hendrea, care se ocupă de echipă. Avem meciul amânat cu Vâlcea datorită jocurilor din cupele europene. Ne pregătim pentru jocul de la Craiova, care este următorul. Eu sper să facem o figură frumoasă chiar de la jocul respectiv, pentru că în urma măsurilor care le luăm acum, eu cred că vom aduce jucătoarele la realitate. Li s-a făcut absolut tot ce era omenește posibil din punct de vedere a clubului, le-a pus la dispoziție tot ce trebuia. Eu cred că dacă lucrurile vor merge bine, vom continua pe bancă cu Cosmin Hendrea. Dacă lucrurile nu vor merge așa cum avem așteptările, ne vom organiza și ne vor orienta spre un antrenor. Meciul dintre SCM Craiova și CSM Deva, contând pentru etapa 16-a din Liga Florilor, se va desfășura miercuri, 23 februarie, începând cu ora 19:00.